Ne luăm după Vă întrerup, bătrâni. Maestre George Simion, liderul AUR, vorbește în acest moment, îl ascultăm. A șasea zi de proteste, a șasea zi în care oamenii ies în stradă. Cum vedeți această situație? O să se rezolve ceva din punctul dumneavoastră de vedere? Trebuie, e obligatoriu. Vocea românilor trebuie să facă auzită, nu să dicteze alții peste noi. I-ați chemat și dumneavoastră pe oameni în stradă astăzi? I-am chemat de la prima zi de protest, trebuie să ieșim în stradă de fiecare dată când vedem miros de dictatură. Ați văzut că foarte mulți nu poartă mască de protecție foarte mult. Ce le puteți spune? Pot să le spun guvernanților noștri să ia decizii analizate foarte bine. Vedem în Statele Unite, vedem și în alte locuri că portul măștii nu a ajutat foarte, foarte mult. E libertatea fiecăruia de a alege. În momentul în care se află la un protest, într-o mulțime și oamenii nu au mască, dumneavoastră considerați că nu există niciun risc pentru aceste persoane? Eu cred că e la latitudinea fiecăruia. Dacă poartă măști, dacă își face vaccinul și așa mai departe, cred în libertate, pentru libertate suntem aici. Pentru libertate suntem aici, spune George Simion, liderul AUR, cel care însoțește această mulțime de protestatari în drumul spre Piața Victoriei, spuneam.